Salut! Suntem pe paleză aici la Sarti și mă gândeam că nu v-am arătat până acum niște prețuri și evident unde puteam să mă opresc decât la pălării. Hai să vedem cum este cu aceasta. Merge? 10 euro. Da? Yeah, înseamnă că mi-e 10 euro costă și am să vă arăt și alte prețuri, că probabil că vă interesează. Să știți că comparație cu pescohorii nu e mare diferență, adică mi se par prețurile cam la fel. Hai să vedem și alte prețuri. Hai, sunt niște gentuțe drăguțe. Uite, să zicem că îmi place aceasta. 22 de euro. Care mai este drăguță? Aceasta e 15,9, dar nu mă încântă atât de mult. Și aceasta este frumoasă, 24,9. Și încă una drăguță foc. Eu mi-am luat una din pescohori. Deci cam 20-25, aceasta mai mare 25, ruxăcelul 23 și cam atât. Șarfele acestea mie nu prea-mi plac, 7,5. Pareo, da, le puteți folosi și ca pareo, dar o să vă arăt ceva mai interesant. Și aici niște suveniruri. 3 euro, 15 euro. Acesta. 3. Acesta este 35, dar este prea mare. Acesta este drăguțel. Oh, ia uite ce frumos este. Și costă doar 3 euro. Simplu și drăguț. Cred că o să-l iau. Aici avem niște poșete. Nu știu dacă sunt prea drăguțe. Hai să vedem măcar așa ca preț. Poate vă interesează. Back to back. 25. Acesta. Care e mai interesant? Nu, aici nu prea-mi plac. Da, mă rog, hai să vă zic niște prețuri. 40 aceasta. Aceasta roz și destul de voluminoasă. Probabil că tot 40. Nu văd care preț. Aceasta e drăguță. Interesantă. Ia să vedem cât e aceasta. 53,9. Și să mergem și în altă parte. Gențile de plajă. 10 euro. Deci asta e drăguță. 20 de euro este aceasta. Hai să vedem una cu grecia. 10 euro, văd așa. Și cam așa. 2,5. 3,5 scrumiere grecia. De boluri 2 euro. 3,5. Sticluțele acestea sunt drăguțe. Ulcioare. Hai să vedem cât e unul din acesta. 4 euro. Unul așa pe albastru. 5,5. Ia să vedem. Portofel cu Sarti. 5. Interesant cum să faci portofel sub formă de icoană. Se pare foarte ciudat. Să vedem și aici, în acest magazin, o ramă. 6 euro. Uite, acesta e drăguț, îmi place. Așa. Oh! Ce volum frumos! Hello! Asta chiar îmi place. Hai să vedem cât costă. 6,5. Deci asta mi se pare un cadou frumos cu sitaki dansul și cu niște uzo. Calendar, vai, ce-mi place mie.
Știți ce am și eu în mașină? Numai că aceasta este cu Grecia. Oare ce preț are? Hai să ne uităm. Uite, și așa are mai multe forme. 5,5 euro. Doamne, cât e de fain. Deci cât iese de frumos. Hai să vedem și aici. Niște suveniruri. Acestea sunt drăguțe. 4,5. 3. Ia uite o mască de roman. Ce caut aici, în Grecia, am căutat. Art in Greece. Așa. Ia uitați-vă aici. Niște vase din acestea drăguțe, 16. Îmi place turcoazul acesta. Îmi amintește de mare. Cănuțele. Hai să vedem cât este și o cănuță. Cu halkidiki, 4 euro acesta. Uite asta cu brațele, tot 4 euro. Nu știu ce ați mai vrea să vă arăt. Aici niște sculpturi cu Zeus, cu Medusa. Ia să vedem cât e Medusa. Nu are preț pe ea. Da, putem să ne uităm, uite, să vedem la Hercule. Cât are Hercule? 20 de euro, înseamnă că Medusa e tot pe acolo. Cezar nu ne uităm. Soldați romani. Bufnițe, yeah! Aveam o perioadă când eram înnebunită după bufnițe. Cred că le-aș lua pe toate, numai că nu mai am unde. Hai să închei cu imaginea asta cu bufnițe. Hai să vă arăt niște prețuri. Uite, mai eu 39. Mamă, o rochiță drăguță. Vai, ce-mi place. Ia să vedem. Este 99 de euro, dar este superbă. Poate nu vă dați seama așa, dar îmbrăcată vă zic eu că arată superb. Probabil că este un magazin mai de firmă la ei. Hai să vedem cum scrie. Axel. Hello. 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 You want help? Au și discount acestea, mi-a zis doamna de aici. Uite pantalonii aceștia drăguți de vară. Tot Axel. Hai să dăm prețul. 49. E scris invers, dar credeți-mă că am și ochelari, dar tot reușesc să văd. Niște portofele, uite, niște bijuri. 10 euro. Drăguți, nu? Ce mai e frumos pe aici? Îmbrățărică. Pandantive, lănțicuri, inele. 12 euro. Drăguți. Hai să vedem poșete. Asta este Axel, se cheamă firma. Uite și aici, care imită aurul. 12. Mie îmi place cum fac grecii 2. Eu nu știu dacă observați. Nu știu dacă e 2, dacă e 9. Niște brățări. Asta ar da bine pe un ten bronzat. Cal meu. Și aici să vedem, văd că sales. 20%. Și asta e drăguță. Iarăși culori. Știți că eu sunt cu culorile. Ia să vedem ce preț are. 42. Se pare că nu-i mărimea mea. 39. 42. 8. Asta înseamnă 39 minus 8, 31 de euro. Și arată bine, doar pe umăr. 20% discount, 30 euro. 30 euro, ah, ok. Oh, my math, it's not so good.
present without discount. Aha, ok, thank you. Un costum drăguț. 74 Miss Blue, îmi place cum arată. Wow, ce frumos e. Așa, culoarea poate nu se vede foarte bine în filmare, dar vă garantez că e o culoare frumoasă. Și uite aici o poșetă care arată bine. Hai să vedem cât costă. 79,9 80 de euro. Ce vă place? Deși acelea blu sunt drăguțe. Oh, ce fain este și claciul acesta. Super. Ce-mi place? Ia să vedem. 59,960. Wow, asta este foarte bun. Chiar și acum am așa sorta. Nu? Ce ziceți? A, uite și portofel a sortat. Ce frumos. Greek Island, Axel Greek Island. 29. Și aceasta e frumoasă. 49. Asta este bucuria. Bucuria. Thank you. Curele acestea frumoase. La Rocky. Ar strânge foarte bine. Nu văd prețul. Dar vreo 30 de euro ar fi sigur. Preț aici. Cam așa arată un magazin în Sarti. Acum am să vă duc și la un market. Nu este unul cunoscut, nu știu cum se citește. Am să vă duc să vă arăt niște prețuri. Pentru că nu v-am arătat până acum, doar hăinuțe și poate vă interesează și astea. Hai să mergem la fructe mai întâi. A, uite, aici aveți mâncare. Gata, gătită, cam aburindă. Vă arăt aici prețul. Este pe kilogram. Poză, că în engleză, ba, e rice with vegetables, tot ce este. Mergem la fructe. Uite laptele. Ar trebui să iau niște lapte. Olympus vreau bio. Ia să vedem dacă avem Olympus bio. Da, uite aici. Cred că acesta este de băcuță. Așa, 2,76. Cioco. 1,62. Roșile. Aici sunt 2,98. Da, vă zic, miros foarte bine. Deci, chiar dacă sunt mai scumpe, miros bine. Dani acolo face cumpărăturile, în timp ce eu vă arăt. Aici, fructe, vai, portocalele acestea. 1,98, dar credeți-mă, sunt atât de zemoase, arată urât, dar este un fresh extraordinar. Ce mi s-a părut scumpe au fost salatele. Hai să vă arăt și la brânză, brânzeturi. O să-mi iau niște brânză halloumi. Acum am să vă arăt berile. Da, cred că vă interesează mai mult acestea, Mitos 1 și 10, 1 și 5, Redler, 3,42, 4 de Mitos, așa, 6,61, 8, 12, Heineken, 3,96, hai să vedem și aici, uite, Stella, 1,32,
mintos redder. Ăsta îmi place cum arată. Aici sunt cărnăraiele, dar nu știu ce înseamnă. Ba, uite, nuggets, 8 și 12. Ia, vezi, nu. Portăm pe urmă. Ia. Cărnăraiele, cum îi dai în aine pe urmă. Multe nu știu ce înseamnă, aici sunt. Carnea îmi pare puțin scumpă. A, nu, uite, carnea de porc, 4,49 redusă la 25,7. Am intrat în colocarmangerie și era destul de scumpă, 10 euro kilogramul de... de chiftelele lor. Brânză în vin. Aici sunt congelate.